Bună seara, doamnelor și domnilor! Vedem că războiul se extinde spre noi, de asta o să rămânem la subiectele de actualitate, mai ales că s-au întâmplat, cel puțin în ultimele 3-4 zile, s-au întâmplat lucruri care ne vizează direct și despre ele vrem să discutăm în această seară cu invitații noștri. Este vorba de Victor Catană, ex-ministru de interne. Domnule general, bună seara! Bună seara! Oazu Gantoi, de la Comisia de Securitate Națională. Așa o să vă prezint azi, pentru că e important. Trebuie pe domnul Stareș să vă invităm. Și Igor Munteanu. Bună seara, domnule Munteanu. Mai târziu o să intre în legătură directă cu noi și Dumitru Mânzărar, expert în securitate și apărare. O să începem cu un eveniment sau, mă rog, o știre care a apărut acum seara. Ministerul Bulgar de Externe a emis o avertizare de călătorie de gradul 5 pentru Moldova. Nivelul 5 înseamnă cea mai severă avertizare de a nu călători și de a părăsi imediat o țară anume. Mă rog, așa am găsit descifrarea dumneavoastră, o să ne spuneți dacă este anume aceasta. Ministerul nostru de Externe a difuzat un comunicat în care ne menționează că anunțul difuzat de Centrul de Criză al Ministerului Bulgar de Externe face parte din protocolul de siguranță al acestei țări ca urmare a înregistrării recente a incidentelor în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Vrem să discutăm despre această situație, dacă este o formalitate, așa cum încearcă să ne sugereze Ministerul nostru de Externe, sau e situația gravă totuși? Datorită experienței pe care am avut-o în lumea diplomatică, pot să vă spun că asemenea avertizări de călătorie se întâmplă cu regularitate, nu doar în cazul unor războaie, dar chiar și atunci când se schimbă clima sau se schimbă, apar niște furtuni. Evident, statele își avertizează cetățenii pentru ca să nu se întâmple incidente pe care după asta trebuie să le dezvolte, să le clarifice. În situația noastră, fără îndoială, această avertizare pentru cetățenii bulgari se referă în primul rând la ce s-a întâmplat în ultima vreme în regiunea transnistreană și la sumedenia de, cum să zic așa, de mișcări în regiunea din jurul Mării Negre, ceea ce creează, evident, o stare de alertă pe care guvernele responsabile le anunță și le transmit cetățenilor lor și comunităților. Să nu uităm că Bulgaria are o comunitate importantă de cetățeni bulgari, se informează nu doar din surse oficiale în Republica Moldova, dar și din comunitățile din Tvardeța, de la Parcani, inclusiv această localitate importantă și semnificativă din regiunea transnistreană. Și cred că, în paralel cu aceste, eu știu, comunicate pentru cetățeni, sunt transmise în acest moment foarte multe comunicate și business-ului, pentru că dacă s-ar putea să se escaladeze situația, în primul rând business-ul își poate pierde afacerile. Nu pot să schimb cu nimic, nicio iotă, felul în care citesc guvernele străine situația din Republica Moldova. Suntem în preajma unui război și el trebuie să fie tratat cu toată severitatea și obiectivitatea. Dar ca să preiau prima propoziție pe care ați formulat-o de astăzi, întotdeauna trebuie să vedem și partea plină a paharului, iar această parte este că întotdeauna după război vine pace și după noapte vine zi. Noi trebuie să fim suficient de convingători pentru ca să clarificăm și să comunicăm cetățenilor care sunt instrumentele prin care statul îi poate apăra, ce fac autoritățile pentru că aceste lucruri utile să nu rămână pe hârtie și să existe încredere în autoritățile statului, un element extrem de important al rezilienței de care avem nevoie. Vreau să discutăm, înțeleg, dar dacă aceste mesaje și cel puțin pe canale neoficiale deocamdată am văzut că mai există un demers de acest gen, se zice că și Germania ar fi făcut un demers similar, nu am văzut confirmări oficiale deocamdată, doar pe canalele de Telegram. Dar dacă aceste mesaje vor continua să vină,
Eu am văzut reacția colegilor azi când a venit acest mesaj de la bulgari. I-am văzut cumva un pic speriați. Pentru că, na, noi cunoscând cum s-a întâmplat în Ucraina, când au venit mesajele de la ambasadori, când au început să se retragă ambasadele, toată lumea a înțeles cam ce se întâmplă. La noi nu e cazul, ca să înțeleagă și cei de acasă, dar aceste mesaje totuși generează un fel de panică. Ele cum pot fi amortizate, ca să zic așa? Pot fi amortizate doar printr-o mobilizare a autorității statului, care trebuie să convingă cetățenii că pericolul nu este atât de mare cât este, de exemplu, promovat sau comunicat. Dar nu poți interzice guvernelor străine să comunice cu cetățenilor și cu atât mai mult nu poți să ascunzi adevărul. Iar adevărul este că indicii asupra unei posibile campanii maligne, adică cu intenții ostile față de Republica Moldova, sunt mai mult decât trebuie și mai mult decât suntem noi obișnuiți să acceptăm. Am văzut de la planurile pe care le-a anunțat comandanții districtului central militar, cele patru piloane ale campaniei de înconjurare sau de detașare a Ucrainei de țărmul Mării Negre și Azov. Am văzut de coridoarele Donbas, Crimea, Donbas, Transnistria. Deci, astea sunt indicii extrem de clare că Federația Rusă își dorește să obțină victorii, nu doar în spațiul Donbasului, ci și în raport cu noi despre aceste scenarii care au bântuit săptămâna asta în spațiul public. O să discutăm mai amănunțit pe parcursul emisiunii. Domnule Nantoi, cât de mare e pericolul în momentul acesta pentru noi, pentru Republica Moldova? Noi știm că tot repetăm întrebările astea, dar lucrurile se schimbă, situația se schimbă de la o zi la alta, așa că noi o să vă cam batem la cap cu aceste întrebări. Eu văd situația în modul următor. Anul 2014, proiectul Novorossia, luptele în Donetsk, Lugansk. Noi ne-am speriat. Da. Inclusiv atunci eu eram la Institutul de Politici Publice, ne-am adunat, informal, analizam situația și am concluzionat că există riscul că în caz dacă proiectul Novorossia va fi realizat de Rusia, inclusiv Ucraina poate fi atacată de pe teritoriul public în Moldova de acest grup operativ. Și pe urmă ne-am liniștit. Am iar ne-am speriat. Și asta e maniera noastră, a societății și a politicienilor. A oamenilor în general, când vezi un pericol, tu temi. Nu. Eu am vedere că următorul lucru, că dacă noi atunci, în 2014, ne-am speriat, unde a fost schimbarea atitudinii față de perceperea acestei probleme? Când, dacă ne uităm la toate sondajele realizate pe durata ultimelor două decenii, deci, care sunt pe site-ul Institutului de Politici Publice, preocuparea de probleme transnistreană este pe râs ultimul loc. Da? Și am iar ne-am speriat, dar noi ne formulăm întrebare, de timp de 30 de ani, de ce acest conflict nu a fost soluționat, de ce contrabandiștii au devenit miliardari, politicienii corupți milionari și noi iar ne speriam constatând că suntem neputincioși. Acum vreau să răspund la întrebarea noastră un pic în alt mod. În matematică este așa o noțiune, condițiile inițiale ale problemei. Da, în stânga Nistrului au avut loc acele două explozii, cineva a mai tras ceva în aer, deci nu știu ce, ceva chipurile au explodat pe terenul acela care se numește aerodromul de la Tiraspol. Deci, cui convine? Cui convine? Da, nu, aceste explozii. Cine ar putea să stea în spatele lor? Primul lucru, Republica Moldova. Nu. Categoric nu. Deoarece guvernarea, deci din start, încearcă să promoveze ideea că Moldova e pentru pace, noi ne ocupăm de refugiați, noi suntem așa. Dar nici nimeni n-a văzut să acuze Moldova. Okay. Nu. Dar oricum, când vrei să analizezi, a doilea moment. Da. Ucraina. Da, este evident că Ucraina este deranjată de prezența trupilor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, în spatele lor, dar în opinia mea, deci e logică întrebare, dacă ceva a fost provocat de ucraineni, care este continuitatea?
E ce, vor să atace, cum spunem noi, Transnistria, fără ca să ne întrebe pe noi? Nu, ceea ce am văzut eu, că interpretările pe segmentul ăsta, care au apărut în spațiu public, legate de Ucraina, veneau cumva în context cu declarația făcută de acel general rus, care a spus că există acum, acest plan acum, de a ajunge acum până dați la voie să vă spun. Și nu, doar pentru telespectatori, că știu că ați anticipat ce vreau să zic. Despre generalul rus. Eu n-am fost general, am fost doar locotenent, da? Principal că ați făcut armată, Potem? Principal că ați făcut armată. Am făcut armată, da. Dar pretinsul general rus, el nu este un general adevărat, e un fel de politruc. Și am drugat niște prostii care sunt inacceptabile pentru un copil de clasa 2 care încearcă să înțeleagă. Deci, prin urmare, inclusiv a spus că în Transnistria sunt oprimați rusolingvi, da, în situația când, da, Transnistria, Curtea Constituțională noastră a declarat, a constatat în sfârșit la 2 mai 2017 că este teritoriu ocupat. Deci, eu nu văd logică, deci când se încearcă să fie acuzată Ucraina. A doilea moment, proiectul Novorossia în 2014 a existat, Igor Dodon și Irina Vlahă au fost implicate în realizarea așa zisului referendum din 2 februarie 2014 cu adoptarea legii numărul 33. Da. Și medaliul lor da. De la Vlahă. Deci Republica Bugeacu a fost programată, da. Mai departe, fostul șef al Serviciului de Securitate a Ucrainei, în 2015 a realizat un interviu mare în care a povestit și despre proiectul Republicii Basarabia, Basarabska Republică. Uh-huh, da. Uh-huh. La 6 aprilie 2015, un oricare Vladimir Bukharski a plecat la Odessa cu mesajul de salut din partea lui Igor Dodon adresat Congresului de Constituire a Republicii, deci Basarabene, da? Dar același domn, fostul director al Serviciului de Securitate Ucraina, a spus că realizarea proiectului acestei republici de către Rusia presupunea aruncarea în aer a podului de la Zatok. A fost scris în 2015, puteți găsi pe internet. Adică sugerați că se realizează acum? Nu. Eu pur și simplu constat că Federația Rusă de 2 ori a încercat să distrugă acest pod. Ucrainenii spun că au loc lucrări de reabilitare. Dar dacă vrem să vedem un tablou, păi eu nu pot ignora faptul că Rusia a încercat să distrugă acest pod, ținând cont de cei ce a fost în 2015 și cei ce se încearcă acum în stânganistului. Și logic ar fi fost, logic, eu nu sunt anchetator și mai ales cât e malul stâng. Deci logica ar fi fost ca Federația Rusă să încerce să isterizeze situația ca să sustragă potențialul militar ucrainean, să-l mențină lângă frontieră cu Republica Moldova, să nu spunem Transnistria, în situația când luptele se desfășoară pe alt front și acolo se decide soarta reală a acestui război. Aici termin. Am văzut că Maia Sandu a făcut o declarație în care a sugerat cumva că aceste incidente care s-au întâmplat în regiunea transnistreană ar fi, într-un fel, a lăsat să înțeleagă că ar fi lupte intestine din interiorul regiunii transnistrene. Și noi aici n-am înțeles foarte bine. Între cine cu cine, ca să înțeleg. O mică precizare. Când vorbim despre lupte intestine din stânga Nistrului, apoi acolo este actorul local care se numește Holdingul Șerif, așa convențional. În rest, Federația Rusă controlează acest teritoriu. Eu țin minte ianuarie 2010, când serviciile speciale ucrainene pe teritoriul regiunii Odessa au reținut 4 ofițeri FSB care au venit să preia informația de la un presupus agent al lor, cetățean ucrainean, care chipurile l-au racolat când l-au reținut la Tiraspol. Prin urmare, dacă e vorba de lupte intestine, pe acolo Federația Rusă este omniprezentă. Și este încă un moment care, firește că iarăși nu pot să-l verific, prin așa căi mai puțin publice din stânga Nistrului,
mi-a parvenit așa, mi-a fost transmis așa o sugestie pentru domnul Krasnoselski. Bine ar fi să verifice depozitele unde era aruncătorul ăsta de grenade. S-ar putea să se constate că ceva lipsește. Da. Domnul general, noastră, cum ați văzut toată situația asta cu incidentele, inclusiv că nu am vorbit de cel de-al treilea caz cu aceste împușcături care au răsunat în preajma depozitelor de la Cobasna. Adică la 2 km se zice că aceste împușcături au fost trase pe teritoriul ucrainean. Asta este informația oficială. Dumneavoastră, cum vedeți aceste tensiuni? Eu, primind informația respectivă din sursele de informație în masă, fiind un lucrător operativ, întreaga viață mi-am dedicat-o activității operative de investigații, adică, și am găsit că toate aceste acțiuni au fost niște provocări grase, adică provocări, adică în scopul de a trezi careva panici în rândul populației, și într-o oricare măsură este, vă zic, un semnal rău pentru Republica Moldova. Vă zic, ca noi cumva ceva să procedem să facem. Zic, au fost atât de stângaci făcute ele, dacă nu avem timp ca să le demonstrăm, că acestea au fost niște fake-uri, au fost niște provocări care absolut niciun lucrător operativ dintr-un sat, nu știu de unde, nu își putea să-și permite să împuște în clădirea KGB-ului Transnistrian. Vă zic, în timpul în care nimeni atunci nu era, că erau zile de odihnă. Vă zic, cu Grigoriopolul, de asemenea, exploziile respectivelor nici nu le mai trebuiau translatorul cealaltă, fiindcă el de mult nu este efectiv, cu împușcătorile respective, și ascult pe ai noștri și toți se dau cu părerile și majoritatea dintre ei cad în, capcană. În capcană, spunând că acestea sunt niște reglări de conturi între Gușan, Șarif și Krasnoselski. Asta am înțeles. Asta este o gafă. Serios? Eu consider, în stânga Nistrului, care nu este controlată de Republica Moldova, să află forțele armate a Federației Ruse, care în ultimul timp sunt formate din cetățeni ai Federației Ruse, băștinași din Transnistria respectiv. Calitatea lor operativă e în decadență. Nu au capacități de a formula ceva mai serios. Și ei au dat două aruncătoare de granade care sunt, la armament numai la Federația Rusă și două țări africane, nici la Republica Moldova, asemenea aruncătoare de granate nu sunt și nici la Republica Moldova. Slava Domnului! Să fi fost niște lucrători operativi, ori cumva, ca să făcut cineva operațiunea respectivă, era cu totul altceva. Toate trei cazuri sunt asemenea, populația de la noi cunoaște, atunci când a fost anunțată tentativa de omor al lui Plahotniuc, când criminale organizat într-o grădiniță, în nisip, cam okay. De felul ăsta. Când ați spus provocare, dumneavoastră, provocare pentru ce sau pentru cine? Pentru ce? Eu gândesc că putea să fie o provocare serioasă de a ne amenința, fiindcă rușii, dacă ne-am uitat la toate conflictele armate, înainte de a procede la aplicarea forței, ei numai decât provoacă ceva. În 92 noi am avut provocări la comisariatul de poliție din Dubăsari cu cazaci înarmați, la Bender în 92 în luna iulie, când sângerosul combat Costenco a atacat comisariatul de poliție ca să fie atrasă armata 14, fiindcă
Zic că trebuia cumva, fiindcă forțele separatiste, ei nu puteau combate forțele care nu erau armate, dar erau poliției. Și noi, oricum, unde apăreau conflicte, noi le soluționam, le rezolvam și mergeam înainte. Și atunci a fost necesar ca, pe data de 19 a fost în Bender provocarea respectivă, ca pe data de 21 noaptea să se include armata 14 cu tancuri, cu artilerie, cu toate lucrurile respective. Poți fi un scenariu chiar din partea Federației Ruse. Fiindcă forțele armate ale Federației Ruse, nelegal dislocate pe teritoriul Republicii Moldova, se supun districtului militar vest. Și argumentează posibilele atacuri asupra Republicii Moldova. Eu așa gândesc. Da. Asupra, mă scuzați, zic că dacă se poate. Să nu gândim că dacă acestea sunt provocări care noi le vedem stângace, le vedem că pot fi făcute chiar și de niște oameni întâmplători, dar după frecvența, una după alta, exact. Și în momentul în care tot mai intensiv războiul din Ucraina, vă zic că se procede, eu mă gândesc, poți fi și o amenințare sau un argument pentru Federația Rusă de a trage vreo câteva rachete și încoace spre noi. Poți fi liber. Și vreau să vă spun că să nu fim noi, adică nu trebuie de făcut panică orecumva, dar este așa o zicală care din moș strămoș se spune, dacă dorești pace, pregătește de război. Noi de fiecare dată, toate autoritățile, toți care suntem și vorbim câteodată la televizor, care mai mult, respectiv, ne străduim să împăcem populația, ca nu cumva oamenii să gândească, să fugă din țară, oricumva. Da, da, da. Dar eu mă gândesc că totuși noi trebuie să fim serioși cu populația. Dacă la început, atunci când s-a început războiul, toți de la guvernare ne spuneau că noi nu dispunem informații cât putem fi atacat. Și acum tot asta și masiv, acum mai puțin. Vă zic că, dar toți absolut spuneau despre lucrul ăsta. Și atunci, orice om, dacă tu îndeplinești o funcție de stat și nu ai informații, lipsa de informații înseamnă că e o gafă a guvernării care nu poate să dispui de o informație ca să, într-adevăr, să motiveze că nu se poate de primit aceasta în serios sau noi suntem pregătiți. Da, ei dacă spuneau dorești... că nu există indicii în care ar arăta că există vreun pericol care ar viza Republica, iminent, care ar viza Republica Moldova. Noi știm cum se lucrează în toate ministerele. Dacă noi suntem în două luni trecute cu situații excepționale, eu în viața mea am avut vreo 25 de ani posibilitatea că am lucrat cu lucrurile astea. În fiecare minister de interne, în fiecare serviciu de securitate, în Ministerul Apărării, sunt niște acte normative care sunt cizilate, făcute într-o ordine posibilă, care obligă ca autoritățile să întreprindă careva măsuri concrete care ar da posibilitate să demonstreze societății și la dușmanii noștri că noi suntem pregătiți. Noi am făcut vreodată ce? Țineți minte, după 7 aprilie. 7 aprilie, imediat noi am venit la guvernare, eu am fost numit ministru de interne, am început cu aplicații militare, cu asigurarea ordinii, demonstrând și populației să nu se mai teamă și la cei care mai doreau ceva să mai întreprindă, s-au retras de la lucrurile acestea. O să vă întrerup numai pentru o clipă, pentru că îl avem la telefon pe trimisul nostru special la Kiev, prin Skype, Dumitru Garcaliuc. Înțeleg că la Kiev au avut loc niște explozii cu puțin timp în urmă. Dumitru, te ascultăm, ultimele detalii de acolo. Bună seara, Vitalie. Îți spun așa cum este, am mers să iau cina și exact la 300 de metri de locul unde mă aflu, într-un cartier unde preponderent sunt mai multe sedii ale ambasadelor, au răsunat două explozii. Exploziile au fost foarte puternice. Inițial am crezut că
au fost niște tunete, pentru că vremea de afară este destul de posomorâtă, dar la scurt timp am văzut și fum. Nu pot să vă zic din motive clare unde a fost lovitura, pe ce stradă și în ce cartier anume. Dar în același timp presa ucraineană anunță mai multe bombardamente. Știu sigur că au fost rachete, pentru că exploziile au fost foarte puternice și în același timp au loc mai multe bombardamente și în alte orașe din Ucraina, orașe în care nu au mai avut explozii de ceva timp, la fel ca și la Kiev. Mă refer la Cernigov, care a fost eliberat recent. La fel și Kievul, care cred că mai bine de o săptămână nu a cunoscut acest sunet, sunetul exploziei. Da, te rog să ne spui care este acum atmosfera în oraș, în Kiev. Acum atmosfera în oraș, în Kiev. Ce să zic, la fața locului nu au venit nici pompierii, nici polițiștii, au venit mai mulți jurnaliști, dar trebuie să menționez că de mai bine de o oră funcționează alarma aeriană. Încă nu s-a oprit și cred că nu pot să zic că există o agitație pe stradă. Sunt puțini oameni, cei care sunt, își văd de viața lor, de treburile lor, dar este pentru prima dată când alarma aeriană funcționează atât, a fost pus în funcțiune pentru o perioadă atât de lungă, de mai bine de o oră, aproape două ore, alarma aeriană este încă valabilă. Da, îți mulțumim tare mult pentru intervenție și ai grijă de tine acolo. Mersi. Da, revenim la discuția în studio. Vreau să interveniți? O să aduc niște detalii legate de aceste explozii, pentru că aparent sunt niște incidente cu flăcări și explozii în Belgorod, pe teritoriul rus, chiar astăzi, și în Minsk. Da, aș veni la ceea ce a afirmat domnul general. Da. Dânsul a spus că lucrurile care s-au întâmplat în Transnistria sunt prea brutale, prea scoase dintr-o anumită logică pentru ca să însemne ceva. Este adevărat, dacă te uiți logic la fiecare din aceste evenimente, n-au niciun sens. Doi oameni sau trei oameni în pușcă din lansători de grenade, într-o clădire MGB, fără ca să se teamă că sunt filmați și imediat ar trebui să fie pedepsiți, n-are nicio logică. Arunci în aer pilonii de transmisiune de la maiac și nu te temi că imediat ești capturat, nu are nicio logică. Dar dacă te uiți în sistemic, sunt patru elemente care sunt extrem de importante sub aspect militar. Este vorba de clădirea centrală a MGB-ului și știm foarte bine că nu militarii controlează regiunea Transnistria, ci serviciile speciale. Serviciile speciale sunt mână-mână și sunt coordonate de FSB și de alte servicii a Federației Ruse. Un transmițător, un aeroport și Colbasna, de depozitul de muniție. Da. Dacă iei în considerare că sunt patru ținte lovite, asta vorbește despre un scenariu care este foarte bine pregătit. Și dacă ne uităm, de exemplu, într-o anumită dinamică, eu pot să spun că, de fapt, și-a atins efectul. Haideți să le analizăm detalii. Aceste tentative a fost, în primul rând, să permită liderilor transnistreni să anunțe o alertă de prim ordin. Au reușit. Este red alert, este alertă roșie. Ceea ce le permite să se distanțeze, să se izoleze de orice fel de colaborare sau transport normal cu Ucraina și Republica Moldova. Și în același timp să accelereze misiunea pentru care din luna martie ei au niște obligații. Au obligații să recruteze soldați. De la începutul lunii martie, grupul Gotru recrutează militari noi. Din regiunea Transnistria. Ceea ce înseamnă, de fapt, cetățenii Republicii Moldova. Ceea ce înseamnă încălcarea tuturor acordurilor și a tratatului pe care le avem cu Federația Rusă. Doi. Al doilea element pe care, de exemplu, aceste incidente din Tiraspol și de la Grigoriopol îl aduc și de la Colbasna, este că introduc o stare de panică. Și ați menționat, și domnul Oazu a menționat chestiunea asta, pentru că lumea se gândește, dacă o să înceapă să împuște, eu trebuie să plec. Iuri Roșca apare la emisiune și spune că eu
sfătuiesc pe toți locuitorii orașelor să plece din orașe, pentru că orașele vor fi bombardate. Asta au spus. Respectiv, toate încrengăturile și rețelele care lucrează mână-mână cu Federația Rusă, în acest moment pregătesc următoarele evenimente care se vor întâmpla până la 9 mai. Și evident, această stare de panică introduce, de fapt, elementul de strategie pe care stă în spatele acestor, incidente. Ei sunt incidente organizate, coordonate și îndreptate spre anumite direcții. Nu este obligatoriu ca, de exemplu, să analizăm în detaliu câți militari are Federația Rusă. Pentru că dacă ajungem la Gotr, 1600 de soldați, 2000, hai să zicem, cu tot cu pacificatori, plus 7000-8000 de militari transnistreni, care sunt mai degrabă de calitatea Rosgvardia. Deci neorganizați, nu sunt combativi. Dar ei pot să facă daune. De exemplu, dacă se întâmplă o anumită lovitură, ei pot să însoțească trupele convenționale și să facă daune, să curățe orașele, cum fac cecene, de exemplu, în orașele astea capturate. Dar principalul element al acestei strategii a Federației Ruse este să instileze panică, dezorganizare și să răstoarne peste cap strategiei pe care până în acest moment, până astăzi, autoritățile Republicii Moldova o implementează. Care este această strategie? Această strategie este, în primul rând, ca un Kașpirovski să insufle că nu există niciun fel de indicii de panică, nu există niciun fel de atac, noi suntem neutri și pericolul să treacă pe alături. Ei, această strategie este nefuncțională. Pentru că toate aceste elemente, dacă te uiți în cascadă, au nevoie de un alt fel de răspuns. Autoritățile statului trebuie să funcționeze sau să gândească altfel. Federația Rusă își înaintează pionii, asta înseamnă proxy groups în engleză, grupurile care le sunt loiale. Ei vor exploata la maximum această incapacitate a statului de a controla teritoriul din stânga Nistrului și ne vor șantaja, cu câteva lucruri. Depozitul de muniții de la Calbasna și, doi, instrumentul de energie. Pentru că cu cât, de exemplu, noi înțelegem că vine un pericol mult mai mare, cu atât vom fi incapabili să avem variante alternative. Și vom merge la continuarea contractului pentru ca să menținem supraviețuirea acestui regim din Transnistria. Trebuie să luăm publicitate. Nu știu, cu continuarea contractului nou, domnul Spânu ne-a promis că noi ne rupem de acest contract cu centrala de la Au fost și alte mesaje ieri. Să vedem. Acum știți cum lucrurile se schimbă. Luăm publicitate și revenim imediat.
Revenim la discuție. Eu de la începutul războiului ăsta din Ucraina am un fel de nedumerire, dacă pot să zic așa. Pe de o parte, nouă ni se spune că noi avem scenarii pentru toate situațiile. Pe de altă parte, nouă ni se spune că armata noastră e slabă. În primul rând, domnul Nantoi, vrem să înțelegem ce fel de scenarii noi avem și altă întrebare la care aș vrea să ne răspundeți este, poate discutați acolo în interior, în pas, noi de ce în această situație, de ce nu profităm de această rezistență a Ucrainei ca să cerem ajutor de la... Ajutor militar? Militar, chiar, da. Pentru că asta vedem, noi avem războiul aici. În primul rând, privire la scenarii. Deja s-a spus în public că guvernarea, văzând că situația în jurul Ucrainei se agravează, neavând niciun fel de informație cu privire la când și anume va porni războiul, totuși din timp s-a pregătit pentru unele domenii. Gen, cel mai evident este situația cu refugiații. Unde structurile de stat au fost pregătite în pofida resurselor modeste. Da. Dar aici este foarte important de adăugat că și societatea a demonstrat, adevărat, sau cum am spus eu, am demonstrat că suntem mai buni decât arătăm în campaniile electorale. Da. Deci asta. Da. Da. Asta a fost gestionată bine. Ok, nu. Da, okay. S-a discutat și în alte domenii, de exemplu, rezerve de pecură, una alta, știți, întreruperea gazului. Deci eu nu știu ce s-a realizat acolo. Sincer vă spun că, mă rog, în ceea ce privește scenarii de gen militar, eu nu sunt informat deloc. Cu certitudine. Avem statul major, avem ministrul apărării, avem comandantul suprem. Nu avem. Nu, ok. Ce nu avem? Avem comandant suprem? Nu avem ministrul apărării. Eu nu l-am văzut la nicăieri. N-au emis niciun mesaj. N-are nicio idee. Eu vreau să spun de asta. Deci, tăiatul panglicilor, asta este o chestiune de perioadă electorală. Noi nu trebuie să gândim electoral. Dacă îmi permiteți. Eu am avut în vedere următorul lucru. Că nu toate lucrurile care se discută în statul major, Ministerul Apărării, Serviciul de Informație, sunt publici. Înțelegem asta. Eu nu sunt responsabil de comunicare la nicio structură de stat. Numai iată, stau în studio aici și vreți să mă faceți responsabil. Nu, vrem să înțelegem dacă da. Lucrurile astea, dar eu, chiar dacă nu ni se comunică, dar vrem să ne asigurăm că statul e stat și face aceste lucruri. Iar în ceea ce privește aspectul de ajutor tehnico-militar. Da. Haideți să ne uităm la lucrurile astea un pic altfel. Ucraina se află în război. Ucraina, chiar azi am reușit să prind mesajul președintelui american cu ultimele acțiuni, când o să solicita de la Congres decizii mai rapide. Deci Marea Britanie, la Ramstein, alaltieri sau când au avut loc întrunirea, 40 de miniștri apărării, deci din 40 de țări, da? Nu numai Alianța Nord-Atlantică, dar și alte țări, da? Care au discutat cum de a ajutat Ucraina, cum de a nu permite Rusiei să învingă, cum să sliască Rusia de potențial până într-atâta ca ea să devină inofensivă pentru vecinii ei, da? Deci acolo este un război real și toată lumea a fost surprinsă când s-a constatat, s-a convins că ucrainenii rezistă, că ucrainenii luptă, că Federația Rusă are pierderi uriașe, deci și așa mai departe. Deci, în cazul Republicii Moldova, eu nu cred că, eu vreau să fiu înțeles corect, deci nu poți acum să transform, eu presupun, armata noastră națională, calitativ, nu vreau să vin cu alți parametri, da? Încât ea să fie capabilă să opună rezistență Federației Ruse. Deci haideți să le spunem lucrurilor pe nume. Noi nu ne temem doar de România și Alianța Nord-Atlantică. Și nu este vorba de faptul că Ucraina ar putea să ne atace pe noi.
Singurul actor care prezintă pericol pentru Republica Moldova este Federația Rusă. Okay. Și, și, noi avem și, și este, este încă un moment. Noi deja putem presupune și poate chiar constata că în Ucraina, după anexarea Crimeei, timp de 8 ani s-a pregătit armata națională conform standardelor Alianței da. Nord-Atlantice și militarii au trecut prin lupte reale în Donetsk și Lugansk, deci și ei au o armată care capabilă să lupte cu Federația Rusă. Mai mult, actorii internaționali deja vorbesc despre faptul că Rusia va pierde acest război. Da. Da. Înțelegeți? În cazul Republicii Moldova, să sustrage niște resurse de la ucraineni și să le dai nouă... Dar eu nu... cine a propus așa ceva? Nu, eu nu-l cunosc. Poate ne-au propus, nu, poate s-a propus nimeni să sustrage resurse de ucrainenilor. Trebuie să ceri partea ta de sprijin internațional pentru dezvoltarea unor capabilități. Păi știți, când te uiți la știrile acestea, este absolut evident că nu tot ce se referă la livrarea armamentului este public. Este o chestie normală. Chiar am văzut știrea că în Germania, atunci când s-a decis acordarea asistenței tehnico-militare Ucrainei, s-a decis concomitent ca să fie deconectate camerele video pe trasee, ca deci să nu fie monitorizată online. Da. Aș dori să adaug ceva. Da. Domnul general, dacă pot. Nu-s probleme. După asta. Uitați-vă. Mie, în general, mi se pare această retorică este total ineficientă și ar trebui să fie eliminată din discursul public. Retorica legată de faptul că noi nu avem niciun fel de capacități. Bun. Armata este în, cum zic eu așa, în slabă. Deconstrucție, este slabă, nu avem cu cine apăra. Cum putem noi să ne apărăm împotriva Federației Rusă? Problema nu este de ce capabilități ai, dar problema ce mesaj transmiți populației. Pentru că dacă tu transmiți mesajul defetist că nu avem nicio șansă, oamenii vor investi speranță și în autoritatea altor state. Vor pleca din acest stat. Ce se întâmplă în acest moment. Deci, cu aceeași, de exemplu, valoare, poți să spui, dar noi putem oare să ne opunem cleptocrației globale? Nu putem. Haideți să desființăm Ministerul de Interne, să desființăm serviciile speciale, pentru că ele sunt prea slabe ca să domine niște rețele foarte... cum zic, așa sângeroasă și bine plătite. Nu e chiar corect. Vreau să duc, foarte corect. Vreau să duc până la capăt ideea. Deci, nouă ni se cere să fim capabili să gestionăm acest stat cu instituțiile lor, instituțiile existente. În condițiile în care simți în luna septembrie, octombrie, noiembrie, că vine un pericol și ai toate analizele pe masă, nu este necesar să ieși cu discursul că nu există indicii. Dar începi să te pregătești. De luna octombrie, Ucraina a început în mod repetat să bată la toate cancelarele occidentale ca să ceară sprijin militar. Da. A schimbat radical din luna octombrie. Dacă vă aduceți aminte, chiar au impus niște interdicții de ieșire din Ucraina pentru o perioadă, pentru că să aibă posibilitatea ca armata să intre și să aplice sau să dețină linii de apărare în zona Donbasului. Noi avem deja 7 luni de zile în care acest război a trecut din partea organizatorică în partea operațională. Da? Noi de ce continuăm cu această retorică? Că nu ne atinge niciun vânt? Că noi suntem suficient de neutri și nimeni nu se împotrivește de noi? Și noi nu cerem ajutor, nu punem în mișcare toate, eu știu, instituțiile armate naționale. Mi se pare neiertător. S-a iertat acest lucru. Și ceea ce aș cere și poate nu cer foarte mult... Explicația ar fi să nu irităm. Ceea ce nu cer foarte mult este că actuala guvernare trebuie să aibă mai multă deschidere. Mai multă deschidere spre consultări, spre atragerea de idei necesare pentru ca, de exemplu, să fim mai pregătiți. Eu nu văd acest lucru. Întrebare. Din câte eu țin minte, cel puțin două aeronave militare de transport americane au aterizat la Chișinău. Cu echipament. Da? Eu nu știu ce au adus. Poate nici nu este necesar. De a fost comunicat cu ambasada. Armata trebuie să comunice. Sigur trebuie într-un fel să întărească spiritul de încredere în instituțiile statului. Da, că de asta e armată. Trebuie să spunem că avem cooperare regională. Sau nu? Da. Domnul general, întrebarea e simplă. Ce se întâmplă, ce face Republica Moldova dacă, Doamne ferește, rușii trec de Odessa și ajung în regiunea transnistreană?
Domnul Grosu, am văzut declarația pe care a făcut-o, a zis că noi ne apărăm. Nu o să punem mâinile pe piept și să așteptăm rușii, da? Cu cine apărăm? Suntem pregătiți? Ce facem noi? Da, e, analizând tot ce se face în ultimul timp, de când a început războiul, vedem că, practic, întreaga populație așteaptă informații de la autoritățile statului. Siguranță și, așteaptă. Și prima persoană care, cât de cât, vine cu niște mesaje serioase, este președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Comandant, zic, respectiv. Mai departe, zic, e liniște mortală. Nu trebuie noi să venim, să nu panicăm oamenii sau să-i convingem de cineva. Noi suntem foști, sunt fost militar. Pe mine mă deranjează altceva și revin la zicala. Dorești pace? Pregătește de război. Noi nu am văzut de la ministrul apărării, la ministerul de interne, nici informații, nici acțiuni, cumva. Cum s-a lucrat până acum, absolut, total, nici în situații excepționale, nici în situații care îi obligă. Pe data de 7 aprilie nu se întâmplau tragediile care s-au întâmplat, dacă se uita ministrul Papuc și... 2009. Și, 2009, 7 aprilie 2009. Dacă se uitau la actele normative, la ordine, la dispoziții, la strategii, la tactici de activitate, absolut, în prima zi, vă zic că se termina cu aceste lucruri. Da. Noi am fi bucuroși să știe, adică societatea, că Ministerul de Interne, în situație excepțională, petrece așa operațiuni. Sunt mii de operațiuni care ei trebuie să le facă ca să rezolve și întrebările respective. Ministerul Apărării, de asemenea, cumva, ministrul apărării trebuie să dea de știință da. Că noi, dacă vom fi atacat, Armata Națională este în stare. Vă zic, să, în primul rând, asigure că rachetele care vor veni pe teritoriul Republicii Moldova, că așa argumente, provocări, că noi cumva îi obișnuim pe Transnistria, nu știu cine îi obișnuiește că au făcut aceste provocări, pentru Putin sunt suficiente ca strimate de Marea Neagră careva rachete. Noi avem ceva ca să oprim să nu explodeze în Chișinău sau în alte parte. Una. Doi. Dacă în caz că Ucraina va reacționa la acțiunile provocatoare ale transnistrenilor, poate să întâmple așa, să primească ordine. Care ar fi acțiunile noastre? Și în cazul ăsta apare problema suveranității noastre. Cum statul Republica Moldova va reacționa? Cineva știe, nu știe. Vă zic că care este rolul nostru, toți cei care suntem cetățeni ai Republicii Moldova, în caz de extremă necesitate? Vom fi încadrați, să fac careva de acum pregătiri. Lumea trebuie să vadă și ar vedea mișcările astea, că noi suntem chemați, noi ne ducem la instrucțiuni, cum ați văzut, au făcut voluntarii ucraineni. Toată populația este implicată în ceva, fie în medicină, fie în ajutor umanitar, fie în reparare. S-au repartizat rolurile, asta aveți. Absolut toți lucrează, ca furnicile. La noi e tot normal. Să nu uităm că noi suntem, vă zic, un stat pe teritoriul căruia se află un război înghețat, război hibrid, vă zic, conflict armat, cum vreați, și toate diferendurile care sunt. Da. Totdeauna au fost inițiate provocări de partea cealaltă, noi niciodată nu ne-am permis lucrul ăsta și noi dorim ca să fim asigurați atât de autoritățile respective, nu numai cu vorbe, dar și cu fapte concrete. Trebuie să luăm încă o pauză de publicitate. După publicitate discutăm și despre mesajele trimise de autoritățile din Ucraina în ultima vreme. Sunt destul de interesante și bune de comentat. Revenim. Mulțumesc.
Revenim în studio. Legat de exploziile din Kiev, există un mesaj al lui Mihailo Podoleac postat acum câteva minute, în care menționează că aceste explozii au loc în ziua în care secretarul general ONU, Antonio Guterres, se află în Kiev. Cum vi se pare situația asta, domnule Tean? Păi, strategia Federației Ruse s-a schimbat brusc după retragerea tactică de la Kiev prin consolidarea Donbasului și recurgerea la operațiuni așa mai speciale, loviri de la distanță cu rachete și întărirea panicii și sperierii populației. Pentru că probabil până la venirea armamentului greu promis și livrat sau în proces de a fi livrat Ucrainei, mai sunt încă vreo două săptămâni perioadă de tranziție. Și evident, în acest moment Federația Rusă înaintează și din câte cunoaștem noi, există mai multe câștiguri teritoriale în zona Iziumului și mai în, mă rog, în zona Hersonului și chiar în regiunea Harkov. Legat de această vizită, aici vreau să insist un pic, dacă credeți că există vreo legătură între vizita secretarului general ONU, există. După ce a fost la Moscova, a venit la Kiev. Fiecare vizită dintre ultimele, de exemplu, a fost secretar de stat Blinken și a fost secretarul apărării Statelor Unite. Ei au plecat și au venit cu trenul. Deci toate haltele, toate stațiile de tren au fost bombardate până la ieșirea lor de pe teritoriul Ucrainei. Același lucru s-a întâmplat atunci când președintele Biden a vizitat Rzeszów, bază militară. Da. Deci o rachetă a ajuns chiar la frontieră cu Polonia. Deci rachetele au căzut exact în momentul în care Zelenski ținea conferința de presă împreună cu șeful ONU. Cu Guterres. Da. Scopul Federației Ruse este să determine ca oficialii străini să nu viziteze Kievul. Pentru că consideră în continuare că orice sprijin militar pe care îl oferă Kievului îi dă peste cap planurile sale militare. Și vrea să determine ca Ucraina să fie închisă pentru orice fel de vizită și pentru asta folosește inclusiv bombardarea orașelor civile și da. A capitalei. Vreau să discutăm și cu Dumitru Mânzărari, expert în securitate și apărare. Domnule Mânzărari, bună seara! Bună seara! Spuneți-ne dacă, în opinia dumneavoastră, dacă putem, în general, formula o ipoteză despre planurile Federației Ruse pentru Moldova în cazul în care trupele ruse trec de Odessa. Unde s-ar opri Putin, în opinia dumneavoastră? Ipoteze putem formula mai multe, însă trebuie să reieșim din faptul ce observăm în contextul acțiunilor Rusiei. Vreau să numesc câțiva indicatori care au fost menționați în presa de la Chișinău anterior. Unul este prezentarea Lukashenko a hărții cu ofensiva rusă în Ucraina, unde a fost vizată și Moldova. Da. Și al doilea moment este declarația mai recentă a unui general rus din regiunea centrală. Despre el deja am vorbit în seara asta. Adică da. Deci, telespectatorii știu despre cine este în urmă. Da. Și după ce această declarație a fost făcută, am înțeles că Chișinău a reacționat, a chemat ambasadorul rus, am avut la externe, am avut Ministerul de Externe rus răspunzând că văd doar o soluție pașnică. Și vreau să indic că, în principiu, toate aceste evenimente, ele nu contrazic logica unei operațiuni militare. Fiindcă pentru a avea o operațiune militară eficientă, e nevoie de un factor de surpriză, un factor și de a preîntâmpina sau a reduce capacitatea de pregătire a statului țintă, în cazul dat al Moldovei. Și atât timp cât Rusia creează incertitudinea asta privind atacul, și asta este, de fapt, sarcina Ministerului de Externe. Toate aceste acțiuni contribuie la pregătirea slabă a Moldovei pentru o potențială agresiune.
Deci avem contrastul ăsta, fiindcă militarii s-au scăpat cu vorba și Ministerul de Externe repară greșelile. Deci eu consider că probabilitatea unei agresiuni Rusiei contra Moldovei e destul de ridicată. Însă prin agresiune putem, deci noțiunea de agresiune are mai multe dimensiuni. Este agresiune, putem vorbi despre agresiune militară, putem vorbi despre agresiune politică. Consider că inițial scenariul cel mai probabil că Rusia va pune un ultimatum guvernului de la Chișinău, cerând multe din elementele care le-a solicitat Kievului în negocierile curente, care țin de deci, separarea de organizațiile nord-atlantice, europene, limba rusă, limba oficială, federalizare, consider că va fi un element puternic. Deci toate aceste elemente care în ansamblu să permită Rusia să deci, dirigeze procesele interne și externe ale Moldovei și să facă un stat satelit. Acesta este, cred că, cel mai probabil scenariu și în cazul în care Chișinău refuză, deci atunci consider că ar fi probabil ca Rusia să inițieze acțiuni militare. Și deja rezultatul va depinde dacă Chișinău va capitula sau va încerca să reziste. Deci, în principiu, în percepția mea, asta este, am înțeles, de fapt, reprezintă intenția Rusiei. Avem multe discuții în ultima vreme, mai ales pe stânga politică, despre felul cum ne salvează în aceste clipe pe noi acest statut de neutralitate al Republicii Moldova. În opinia dumneavoastră, l-ar opri pe Putin acest statut de neutralitate al Moldovei dacă ajunge, trece de Odessa? Vreau să ofer un mic context privind statutul de neutralitate al Moldovei. Dacă examinăm prevederile dreptului internațional ce țin de conducerea războaielor, de neutralitate, deci după aceste prevederi, Moldova în prezent este tehnic un aliat al Rusiei în agresiunea ei contra Ucrainei, din cauza că are trupe străine, trupe ale agresorului pe teritoriul său. Fiindcă deci, prevederile privind neutralitatea indică că un stat neutru este recunoscut drept neutru, dar este obligat să-și asigure această neutralitate, inclusiv să nu permită, deci în caz de război, unuia din beligeranți să intre pe teritoriul său. Și dacă permite, atunci devine o țară, am sugerat unui gospodar iar de casă să nu aducă apă să stingă deci incendiu. Fiindcă neutralitatea anume asta și este. Este acea capcană care permite Rusiei să ne țină separat de Occident, de protecție unor aliați occidentali și vulnerabil contra unor atacuri ruse. Asta este funcția neutralității. Ce putem face noi, în opinia dumneavoastră, domnule Mânzărari, acum, iată, având toate elementele pe care le cunoaștem în acest moment, pentru a ne asigura cumva securitatea, pentru a avea măcar o umbreluță, dacă nu o umbrelă, deasupra capului? La momente cam e dificil de făcut ceva. Unul dintre motive este că chiar dacă începem acțiuni, ele nu vor mai fi credibile. Rusia nu crede că Republica Moldova, în caz de amenințare, va rezista. Și din acest motiv, în cazul unui ultimatum, chiar dacă refuzăm, deci Rusia va folosi forțe militare, fiind convinsă că vom ceda. Și asta se datorează politicii foarte proaste externe față de Rusia, care nu a luat în considerație factorul strategie de descurajare a Rusiei. Da, pentru înțelegem. Chiar dacă militar nu putem rezista, dacă îmi permiteți, da. Doar o idee. Chiar dacă nu putem militar, să zicem, rezista pe timp lung contra Rusiei, în război contează cel mai mult cu ce preț se atinge obiectivul. Și dacă Moldova convinge Rusia că prețul va fi mare, că Moldova va rezista și e gata să sufere costuri,
Există un prag peste care Rusia nu va merge și am putea să o convingem să nu folosească forța militară. Și de ce am ratat șansa dată? Vă rog, vreți să concretizați ceva? Da, clar. Înseamnă că din tot ce putem extrage în momentul acesta este că putem miza doar pe rezistența Ucrainei. Asta în mod sigur. Cât credeți că mai rezistă Ucraina? Deci nu este doar Ucraina. În principiu ar fi măsuri de criză, cum ar fi investiția în armată și deci folosirea armatei naționale în mod transparent, cu manevre, cu poziționări, pentru a arăta că suntem gata să rezistăm. Deci, în principiu, acest lucru este necesar. Iar referitor la Ucraina, cred că Ucraina are șanse foarte mari să protejeze regiunea Odessa. Dar dacă Ucraina reușește să respingă potențiala, deci operațiune de pe mare în regiunea Odessa, Moldova nu neapărat este în securitate, fiindcă o alternativă, dacă rușii suferă eșec în atacul de pe mare, ei ar putea folosi forțele din Transnistria ca să deschidă un al doilea front, să blocheze, să sustragă o parte din forțele ucrainene pentru a slăbi rezistența. Și în acest scenariu, atunci Moldova va fi implicată în acest conflict armat mult mai curând. Da, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule Unzărer. O seară frumoasă. Cu plăcere. Ați vrut să interveniți? Da, sigur că Dumitru a mai formulat aceste idei, ele sunt foarte logice și ele sunt cuprinse în mai multe teorii de sporire a costurilor pentru atacul unui adversar asupra Republicii Moldova. Dar nu sunt de acord cu faptul că noi chiar nu mai poți face nimic. În cazul ăsta ajungem la aceeași concluzie, închidem taraba și mergem să bem bere. În continuare, cetățenii care plătesc impozite acestui stat au nevoie de încurajări din partea autorităților și de niște acțiuni concrete. Ce putem face? Putem, de exemplu, să întărim liniile de apărare în jurul acestei enclave, care este un factor de instabilitate. Ce putem să facem la modul practic? Linia administrativă să fie mult mai riguros păzită. Am înțeles. Putem să, în primul rând, factorul instituției cetățeniei. 90% din toți recruții și în armata transnistreană și inclusiv în trupele regulate GOTR sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Știind foarte lista lor, noi cunoaștem lista în principiu, instituții, toate serviciile speciale cunosc lista celor care sunt recrutați. Trebuie să facem costul de a te înrola într-o armată străină, ilegală, foarte costisitor pentru ei și pentru familiile lor. În felul ăsta, statul, evident, va vorbi pe înțelesul oamenilor care își asumă asemenea riscuri. Și vorbim nu doar cu cetățenii din Republica Moldova din Transnistria, vorbim și din alte regiuni. Pentru că asumarea unor asemenea angajamente față de un stat agresor în raport cu Ucraina, trebuie să provoace niște costuri. Trei sunt foarte instrumentele vămii, instrumentele Ministerului Finanțelor, toate tranzacțiile care pot să ajungă, deci există riscul că el să ajungă să furnizeze carburanți, de exemplu, pentru armata rusă, ele trebuie să fie oprite. Pentru că este o situație excepțională. În felul ăsta, Republica Moldova, pas cu pas, trebuie să izoleze, această regiune. Plus, evident, instituțiile de forță, ministerul și serviciile speciale trebuie să construiască în săptămânile următoare ceea ce înseamnă reziliență de gradul zero în Republica Moldova. Nu putem să ajungem din urmă trenul care a plecat, dar putem să construim ceea ce așteaptă cetățenii de partea noastră. Nu trebuie să fie parade și, cum numesc ucrainenii, turism pe timp de război. Asta nu ne trebuie, nu în mod obligatoriu ne trebuie, dar trebuie să utilizăm toate formatele existente la Bruxelles, la Washington, la București, la Kiev,
pentru ca să aducem mai mult sprijin militar pentru, pentru Armata Națională, care are nevoie de aceste resurse. Da, legat de propunerile astea, nu știu dacă ați văzut, dar cei din regiunea transnistreană deja strigă că le-am impus blocadă când pot să facă contrabandă cu medicamente. Îmi imaginez ce ar face dacă ar merge... Să plece în concediu, dacă nu face. Da, vreau să revin un pic la, am zis că o să discutăm niște mesaje care le-a transmis în ultima săptămână Kievul. Unul vine de la Mihailo Podoleac, consilier al șefului biroului președintelui ucrainean, care a declarat că pentru a ne putea asigura securitatea, Moldova și Ucraina trebuie să lucreze ca o echipă. Iată, vreau să vă întreb cum putem noi descifra acest mesaj de echipă pe care l-a lansat Podoleac. Domnul Antoi. Eu monitorizez cât de cât. Ei sunt un pic așa supărați dacă ne uităm la ultimele declarații făcute de ei. Și da și nu. Dat fiind faptul că atunci când domnul Nicu Popescu a avut o discuție telefonică, pare mi se că o săptămână în urmă cu domnul Kuleba de la Kiev, tot a fost ok și înțelegerea mutuală a fost perfectă. Cât privește spațiul mediatic, inclusiv acum sunt personalități foarte populare, deci când oamenii vor să audă de, anume de la ei interpretarea situației pe linia frontului, posibile scenarii, da, gen Oleksandr Arestovici sau alții, da? Sigur că Ucraina se află în stare de război și nu poți să le ceri oamenilor niște abordări academice, cumpătate și așa mai departe. Inclusiv, deci, eu am plecat din acest studio și doamna viceprim-ministru sau cine a spus că iată, ne-a acuzat că noi cumpărăm gaz și gazul acesta e colorat de sânge sau ceva de tipul ăsta. Irina Vereșuc. Da, da, da. Dar totodată gazul rusesc pleacă spre Est, care îl cumpără și plătește. Germania zilnic plătește Federația Rusă 200 milioane euro pentru resurse energetice consumate. Dar gazul pleacă prin sistemul de gazoducte din Ucraina, unde rușii achită ucrainenilor. Deci, da, deci noi trebuie să, noi suntem nevoiți să separăm situația din sectorul energetic de, nu, în sensul acela că eu am vedere când ai aruncat în aer un gazoduct, asta îți trebuie câteva secunde. Dacă o țară s-o treci la alte surse de energie, deci asta este tehnic, cel puțin, nu se realizează peste noapte. Da, sunt excepții, dar eu aici sunt de acord cu criticile dure aduse, de exemplu, la adresa acelei germani. Deoarece noțiunea de schröderizare a politicii europene de acolo a pornit. Și Germania acum este dependentă de livrarea resurselor energetice din Rusia și nici nu are măcar terminale pentru gaze, pentru gazificarea gazului lichifiat natural. Deci, înțelegeți? Și eu nu înțeleg de ce în ajun de anul nou în Germania au fost scoase din folosință încă 3 stații nucleare din cele 6 care rămăsese. Deci, continuarea politicii de Angela Merkel. Continuarea, așa asta în situația când 25% din energie în Germania era produs din cărbune. Deci aici sunt multe lucruri care sunt interese obscure și același holding, nu, consorțium de, pentru finanțare Nord Stream 2 a fost constituit în 2017, 3 ani după anexarea Crimeei. Deci aici sunt multe lucruri, dar am uitat de la ce am pornit. De la subiectul cu aprecierea lui... Da. Și inclusiv, eu personal am fost întrebat în cadrul diferitor interviuri oferite canalelor de televiziune din Ucraina, iată, nu vă pare că acum e momentul oportun ca Ucraina împreună cu Moldova să stranguleze regimul ăsta din... Din asta ați avut în vedere când e vorba de... Nu, ei au zis că trebuie să facem echipă. Da. Și au spus-o nu, exact în contextul problemei transnistrene. Exact în contextul problemei transnistrene, un oarecare ceaos a fost tărât încolo încoace la diferite guvernări, deci peste frontiera de stat a Republicii Moldova. Deci, în timp de 30 de ani,
au fost diferite situații și diferite atitudini. Și atunci când Mihail Saakashvili, fiind desemnat în fruntea administrației din regiunea Odessa, presia a declarat public că de la Vama Odessa lunar pleacă spre administrația prezidențială de la Kiev 5 milioane dolari cash, deci asta echipa era, noi știm cum se numea echipa asta, când la sugestia viceprim-ministrului pentru reintegrare, Duty Firie a fost... Da, întrebarea era, Ucraina poate face echipă în momentul ăsta cu Republica Moldova? Eu cred că... Pe subiectul transnistrian. Lăsați și-a fost 20 de ani... Nu, pe subiectul transnistrian ce înseamnă? Iată, Ucraina a închis frontiera, cele 452 de kilometri. Ce să-i cerem Ucrainei mai mult? Nu, Aristovici a spus foarte clar, dacă în momentul acesta Chișinăul ar cere soluționarea, cum a făcut el, problemei transnistriene, Ucraina s-ar descurca. S-ar descurca, da? Dar știți care este situația? Ce numim noi soluționarea cu problemei transnistriene? Spuneți-mi, vă rog, iată chiar ieri sau azi au apărut informația despre numărul agențiilor economici din stânga Nistului care sunt înregistrați la Chișinău și care activează bine mersi grație faptului că obțin de la departamentul VAMAL documente VAMALE certificate de conformitate. Uh-huh. Asta ce? Ucraina le livrează sau Republica Moldova livrează? Avem nevoie de echipă cu cine? Nu, pentru că agenții economici care plătesc impozite în bugetul din stânga Nistului, din care se întrețin inclusiv structurile de forță. Fugiți care... să răspund și eu. Fugiți de întrebare noastră, domnule. Da, să vă înțeleg. Da. Anumit comunicarea, informarea, zic, este un element foarte important în timp de război. Schimb de dată. Și dacă Maia Sandu a fost în vizită și așa, după cum eu cunosc, ceva, careva contacte are cu Zelenski. Da. Eu nu cunosc ca ministrul apărării, ministrul de interne, să aibă careva comunicații, careva soluționeze careva întrebări. Fără comunicare acum cu Ucraina, măcar de a-i susține pe ucraineni pentru eroismul cu care ne apără și pe noi, pe moldovenii respectiv, în războiul respectiv. Vă zic că noi nu avem șanse. Ei și noi avem informații foarte utile, operativi de care dorim și cei ce se întâmplă la noi prin investigarea provocărilor respective, ei au informații respective. Eu în fiecare zi duc convorbiri telefonice cu un fost coleg de-al nostru, vă zic că el e cetățean al Ucrainei și el mi-a scris un demers absolut cei despre ceea ce vorbim noi, cu critici asupra Republicii Moldova și inclusiv mi-a dat de știre că noi dacă dorim, vă zic că Ucraina este gata, vă zic că ca să intervină și să facem în Tiraspol următoarea ședință a asociației cu care noi colaborăm respectiv. Adică oamenii au destul tărit de caracter, dar noi observăm, domnul Oazul Antoi, toată stima și respectul, așa cum nu există comunicări interne între partide, mai ales partide care cândva au fost împreună, între oamenii respective, între structurile de forță. Eu, ca ministru de interne, când lucram, numai decât am fost în România, în Ucraina, ca asta, am fost în toată Europa, peste tot locul, am făcut reformele respective și zilnic eu avem cu colegii de undeva ce vorbi. Uh-huh. Eu nu observ și dam comunicare în mass media despre lucrurile astea. De când sunt miniștri actuali, n-am auzit nimeni ca să făcut ceva, vă zic, o vizită, să semneze o strategie de activitate de combatere a criminalității transfrontaliere sau de alt ordin, vă zic că și mai ales mai legate de actele de terorism. Pe linia Ministerului de Interne au fost, din câte mi-am amintesc, niște întâlniri de acest fel. Eu vreau să fac o precizare. Da. În stare de război, în condițiile unei stări de război, de exemplu, există SIS-ul nostru și Serviciul de Securitate Ucrainei. Da. Ce, această comunicare trebuie să fie public? Nu trebuie să fie publică, dar faptul că aceste reproșuri din partea ucraineană tot vin... Nu. Deci eu vreau să precizez un lucru. Noi vrem să ne înțelegem rădăcina. Deci sunt reproșuri
Aduceți-mi un exemplu. Eu nu apăr aici pe nimeni, dar în cazul dat eu vreau să fiu corect. Da. Prezentați-mi, vă rog, un reproș din partea unei structuri oficiale a Ucrainei. Nu în cadrul interviului sau un jurnalist sau un purtător de cuvânt sau același... Nu. Păi da, politicienii sunt cei care formulează liber mesajele. Nu, politicienii. Da. Irina Grășuc a avut o listă lungă de pretenții. Sigur că ea le-a formulat într-o cheie foarte dură. Da. Nu ne-a plăcut acest lucru. Dar acolo, dacă, de exemplu, încep să analizez fiecare dintre ele, sunt lucruri pe care trebuie, într-un fel, cel puțin, să te întâlnești cu ei ca să le înțelegi. Asta a fost o poziție oficială. Nu pot spune că ea nu are nicio legătură cu guvernul Ucrainei. Dar este adevărat că pe timp de război nu strategiile ajută. În acest moment noi avem un adversar comun. Acest adversar este legat de faptul că o Federație Rusă, care este un agresor în război din Ucraina, controlează o parte din teritoriul nostru și încearcă să destabilizeze situația din Republica Moldova. Asta e adversarul comun. Atunci când vorbim despre colaborare strânsă și jocul de echipă, așa cum spune Podoleac, noi trebuie să înțelegem la care etape și unde jucăm. Uh-huh. Economic jucăm? Putem juca. Pe serviciile de securitate jucăm? Poate trebuie, exact, schimbul de informații. Și recuperare sau reperarea persoanelor care sunt legate de serviciile speciale rusești și neutralizarea lor. Putem să lucrăm? Sigur că trebuie să lucrăm. Pe nivel militar, sigur că trebuie să lucrăm. Însă nu ne amăgim de faptul că dacă suntem neutri, cineva ne rezolvă problemele. Și experiența ucraineană și experiența statelor din Europa Centrală, Polonia și România, sunt indispensabile ca noi să supraviețuim ca comunitate națională, ca stat, ca partener a Uniunii Europene. Că degeaba pretindem că implementăm acordul de asociere dacă nu o să mai fie adresat subiectul peste câteva luni de zile, dacă rușii reușesc în acest război. Da. O întrebare pe care m-au rugat niște jurnaliști în România să vă adresez în seara asta, e legată de România și sună în felul următor. Cum credeți că ar reacționa România în cazul în care Republica Moldova ar fi atacată de Rusia în acest context pe care îl avem acum? Românceanu. Există o mare probabilitate ca statul român să intervină pentru ca să apere cei circa 1 milion de cetățeni europeni și români în același timp. Asta la solicitare la nivel bilateral, ca inițiativa statului. Pentru asta Chișinăul trebuie să ceară asta sau România poate pentru asta fără? Trebuie să existe confidența 100% că statul român are determinare, capacitatea și înțelegerea contextului în care ne poate ajuta. Pentru asta nu trebuie să așteptăm peste o lună de zile să ne trimitem felicitări sau telegrame de diverse ori. Există o probabilitate, nu pot să măsoară în momentul ăsta cât de mare este, în care statul român să spună, îmi pare rău, dar noi suntem NATO, noi ne apărăm teritoriul și cetățenii și nu putem să intervenim. Este și această opțiune, cred că domnul Popescu, Popescu de România, a descris în mai multe rânduri asemenea opțiuni, după asta preluate de mai multe cotidiene și grupuri intelectuale. Uh-huh. Dar despre asta trebuie să discutăm fără ca să interne. Trebuie să discutăm pentru că este o chestiune de supraviețuire, de viață și moarte, care privește viața tuturor cetățenilor în Republica Moldova. Nu trebuie să fim, să așteptăm până să ne șoptească la ureche, da, guvernul s-a gândit la voi, cădem la învoială cu rușii, de exemplu. Sau s-a gândit la noi și noi ruptăm, iată, de exemplu, de azi. Reziliența asta înseamnă nu anumit număr de tancuri, dar înseamnă o atmosferă în care cetățenii își cunosc rolul pe care fiecare dintre noi îl poate juca, putem să contribuim, pentru ca să apărăm ceea ce numim noi patria mică. Asta înseamnă Republica Moldova, asta înseamnă orașele, familiile, oamenii pe care noi trebuie să-i apărăm. Despre asta trebuie să vuiască de dimineață până în seară, pentru ca să creeze atmosfera pozitivă în această direcție. Nu oamenii să ghicească. Avem noi curaj, avem noi putere sau ca de obicei. Pentru că asta este cel mai prost lucru care se poate întâmpla Republicii Moldova. Domnul Gatanu, părerea noastră. Eu, în primul rând, consider că ar fi necesar, în primul rând, să facem toate măsurile cuvenite pentru apărare a teritoriului care noi îl controlăm. Zic, cum s-au spus, atât ministru,
mai ales pe drumurile centrale care duc către Transnistria. Bender, Dubăsari, Râbnița, toate chestiunile astea trebuie să fie controlate. Adică să instituim control. Control, da. Așa. Noi avem situații excepționale, avem acte normative care prevăd în ce condiții și care acțiuni trebuie să îndeplinească Ministerul Afacerilor Interne, SIS-ul, Ministerul Apărării, trebuie să-i vedem în acțiune. Noi, dacă o să continuăm să așteptăm, ca nu cumva să-i supărăm pe ruși, aceasta demonstrează faptul care spune că, adică, Moldova nu este capabilă să dea o repostă și ne-o preda. Închidem provocarea. Adică, iată, pentru ca să nu fie această formulă, fiindcă ea este amenințătoare pentru ministerile respective care primesc bani din bugetul statului, adică de la oameni primesc respective. Ei trebuie să demonstreze că sunt capabili să apere țara, să apere poporul, că noi avem instalații care vor dobărâ rachetele în caz că noi suntem, vă zic, nu în cazarmele respective, fiindcă ați văzut că toate unitățile militare, toate locurile de concentrare armatei, inclusiv aeroporturile din Ucraina au fost bombardate, respectiv. Da, ei trebuie să afle toate unitățile militare în acțiune. Mișcare. Într-o parte, ați văzut manevre a armatei pe teritoriul. Nu, că la noi, dacă iese o blindată pe stradă, lumea se sperie și trebuie numai decât să le calmăm. În anul 92, vă zic, atunci când toți se temeau respectiv, s-a ridicat întreg poporul pentru a ne apăra suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Noi, de fapt, am luptat nu cu separatiștii, dar cu armata 14, Federația Rusă. Și asta nu spun eu pentru a mă lăuda. Și atunci nici armată nu avea. Dar acordul moldorus din 21 iulie 1992 a fost semnat de către Boris Yeltsin, care a recunoscut că forțele armate a Federației Rusă a instituit separatismul, fiindcă Ghenadi Iacovlev, ministrul armatei, comandantul armatei a 14-a, el era totodată și ministrul apărării a Transnistriei, el era vicepreședintele Sovietul Suprem a Transnistriei și, de fapt, el a organizat formațiunile paramilitare, el a înrolat rezerviști care au năvălit în Dubăsari, în Bender, ca să fie. Și lucrurile astea trebuie să fie, să nu ne temem. Zic, să avem o impresie că nu sunt informații și, pe de altă parte, poporul nu vede acțiuni, că avem bărbați. Noi toți, dacă în caz de Doamne ferește, o să ieșim și o să ne apărăm țara. Fiindcă după noi sunt copii, nepoți, care suntem obligați să o facem. Și noi nu trebuie să ne atârnăm lucrurile astea atât de simplist. Că noi și noi trebuie să continuăm. Da, ultima pauză de publicitate și revenim cu ultima parte a emisiunii.
Revenim cu ultima parte a emisiunii de astăzi. Vine 9 mai. Am văzut foarte multă lume supărată după interzicerea panglicii. De unde ați văzut? Simbolurilor. Eu n-am văzut. Oi, nu stați dumneavoastră pe rețelele de socializare, probabil, să vedeți acolo ce război cu panglica se dă. Bun, vreau să vă întreb, domnule Nantoi, dumneavoastră la ce vă așteptați pe 9 mai? Am văzut declarațiile făcute de unii colegi de-ai dumneavoastră care spun că va fi o zi sensibilă, așa au clasificat-o. Va fi ziua sensibilă în urma faptului că noi încă n-am reușit să punem la punct coloana 5. Dat fiind faptul că, știți, păcat că astăzi nu a avut loc ședința Parlamentului, eu aveam pregătit o întrebare de procedură pe care am vrut să o adresez domnului Bătrâncea. Întrebarea următoare. 30 de arginți au fost suficienți pentru privatizarea memoriei pentru cel de-al doilea război mondial? Sau ați mai luat o leacă din culoc? O să-i puneți la următoarea ședință. Da, nu, da, sper că... Acum el o să vă privească și o să vă pregătească replica. Să vedeți ce frumos o să uitați-vă, un culocar nenorocit, un mizerabil, un hoț, un trădător de țară care îi dicta lui Serioga Erală o formulă de federalizare și îi propunea lui Plăhătniuc semnarea acordului de creare coaliției cu o clauză secretă despre federalizarea Republicii Moldova, el rămâne, deja lăsăm la parte cu Bahama pe, da, și așa mai departe, da? Deci, acest mizerabil, acum care este persoana non-grată din 2014 în Ucraina și în București. Eu nu știu dacă oficial, mi se pare că nu l-au declarat oficial. Dar a fost un caz unde el a aterizat la aeroportul în Kiev și de aștepta că cineva se apropie de avion. Nimeni nu s-a apropiat. Asta a fost, da. După ce el a fost ales președinte de moldovenii deștepți. Și după ce a declarat că Crimea este a Rusiei. Da, da, da. Și acest Igor Dodon, el a reușit niște lucruri serioase. De exemplu, fratele lui a devenit milionar în dolari în Rusia. Cu așa ceva nu se glumește, da? Și el se face marele moralist și apărător al memoriei, nu știu ce, sacre, etc., etc. Este vorba, aici nu e cazul ca să pornim, deci, exemplificări, iată, swastica e cunoscută de vreo 5.000 de ani și în 1920 Partidul Național Socialist al lui Hitler și-a pus-o pe drapelul de partid și după ce regimul nazist a comis crime, deci această swastica pe continentul european a devenit simbolul răului. Deci, panglica Sfântul Gheorghe n-are nimic cu cel de-al memoria despre cel de-al doilea război mondial. Este o invenție a propagandei putiniste după Revoluția Orange din Ucraina, unde a fost panglica Orange, simbolul acelei revoluții. Deci, mașinăria propagandistică a lui Putin a pornit-o cu panglica Sfântul Gheorghe, cu isterizarea, da? Și, deci, în genere, tema celui de-al doilea război mondial este atât de complexă încât nu trebuie permis politicienilor să o atingă, da? Deci, e mult prea complicat. Dar, în cazul dat, eu percep așa, acești oameni, conștient, premeditat, vor să destabilizeze situația în Republica Moldova, oferindu-i Kremlinului argumente pentru a interveni în calitate de apărător. Doar Rusia, ea nu e agresor, ea vine și apără și mediază. Da. Da. Și iată, asta este situația. Că eu vreau să văd cum va evolua mâine ședința Adunării Populare de la Comrat, unde ei deja au declarat, sunt proiecte de lege. Că ce? Că, deci, că anume pe teritoriul UTA Găgăuze, panglica Sfântul Gheorghe sacră și poți să te învălcești din cap până în picioare și nimeni nu o să te amendeze. Asta e mâine, vor să examineze? Mâine este programată ședința, eu nu știu ce va fi în ultima instanță. Aha. Vor vota, nu vor vota, mai există și mecanismul de procedură de promulgare, legii, unde doamna Irina Vlah
care la 6 februarie 2015, ea a fost aleasă prima dată la 22 martie 2015, dar la 6 februarie împreună cu Igor Dodon a fost la ambasada rusă și a jurat că va aduce găgăuze de căpăstru în euroasiatică, dar nu numai găgăuze, dar și toată Republica Moldova. Iată, vreau să văd... Da, cum... nu prevalează legile care sunt adoptate de Parlamentul deci, Central? Eu vă rog frumos, nici nu merită să comentăm. Sigur că prevalează. Păi asta da. Trebuie să le spunem oamenilor care ne nu, privesc da, și oamenilor... inclusiv celor care au de votat mâine în adunarea populară. Că păi e... Ei, păi e... Se da. Poate, da? Da, interveniți, vă rog. Da. Eu gândesc că anume introducerea în legislația națională pedeapse contravenționale pentru purtarea acestor insigne care duc nu la altceva decât a război, a cruzime, a omoruri, a violărilor, a toate, da. Toate crimele de război și împotriva umanității. Și legiuitorii noștri au procedat absolut corect, eu consider. Dar nu până la urmă. Fiindcă introducând pentru fiecare cetățean, fiindcă răspundere contravențională sau penală este individualizată. Da. Introducând pedeapsa pentru fiecare individ, nu s-a făcut remarcă și chiar introducerea în codul penal pentru organizarea acestor manifestări cu panglica Sfântul Gheorghe, care într-adevăr nu are nicio tendință cu al doilea război mondial, cu ziua Victoriei și așa mai departe, sau cu celelalte. De aceea de urgență ar să trebuiască. Eu nu știu cum se vor descurca polițiștii și Doamne ferește să o facă lucrul ăsta, să tragă la răspundere oamenii care într-o oricare măsură sunt supuși de cei mai mari. Vă zic că trebuie să fie trași la răspundere Dodon, Băbătrâncea, cei care organizează manifestațiile, fiindcă ei se văd, ei sunt în primul rând. Vă zic că ei conduc partidul, ei conduc, fiindcă acolo o să fie anume toți aliații. Și de pe oamenii ăștia cu panglică o să spui, cine ți-o dat panglică? Că noi nu fabricăm fiecare. O să spui că mi-o dat-o organizatorul. Ei trebuie să fie trași până când, dacă nu este răspundere penală, la răspundere contravențională, pe o sancțiune maximă care este și trebuie introdus în codul penal pentru organizarea acestor manifestații împotriva suveranității, împotriva independenței, împotriva libertăților omului, fiindcă dacă noi promovăm aceste semne acruzime și noi le facilităm sau le acceptăm în Republica Moldova, aceasta este o rușine națională și ucrainenii o să ne judece și au drept să facă lucrul ăsta, dacă da. Nu o să facem lucrul ăsta. Dumneavoastră ați fost ministru de interne. Spuneți-ne cum se lucrează la prevenție, pentru că Igor Dodon a făcut declarații de cel puțin de 3 ori eu l-am auzit, că el pe 29 mai va ieși cu panglică. Asta nu e instigare la nimic? Păi aceasta este instigare la ură față de ucraineni, fiindcă aceștia nu au... Și de ce nu se acționează? Pentru cea mai mare, cea mai mare problemă a Republicii Moldova este că justiția la noi nu lucrează. Să nu ne referim la instanțele judecătorești, dar anume la organele de urmărire penală. Și în primul rând, organul de urmărire penală, Ministerul Afacerilor Interne, organul de urmărire penală, vă zic că procuratura. Procuratura este în capul mesei, în organizarea, adică în realizarea și conducerea urmăririi penale. De procurori depinde lucrul ăsta. Și noi, în timpul războiului din 92, am avut alături de noi luptători din procuratură și erau cu trup și suflet, nu numai cu condeiul de urmărire penală, dar chiar și cu armă în mâini. Actualmente, foști colegi respectivi și din poliție și din procuratură și din SIS, vedem în multe cazuri se manifestă chiar ca trădători a valorilor noastre naționale. Sunt foarte mulți. Și cei care iau mită și cei care nu duc dosarele până la sfârșit și cu Dodon, cu Bahamas, cu mai elocvent fapt penal decât finanțarea unui partid din surse externe și era stabilit că din Federația Rusă, ce vă mai trebuiește?
De ce până în timpul de față nu s-a cerut retragerea imunității deputaților și de la Dubală în timpul manifestărților? Și atunci ei, pe dată din nou, n-aveau să iasă la paradă cu insigniile astea care provoacă ură a moldovenilor față de dânșii. Noi, moldovenii, suntem majoritatea, poporul care a constituit statul. Dar majoritatea națională e mai asuprită decât... Eu vă rog frumos, deci nu e vorba de criteriu etnic. Eu cunosc, nu că vreau să spun foarte mulți, dar ne români, ne moldoveni, care... Deci, dar ei n-au ochi să vadă, deci, toată mizeria asta, ei sunt plini de ură în raport cu Federația Rusă, cu cei ce comit crimele care sunt comise în Ucraina. Și aici noi trebuie să trecem la criteriul de civic, de cetățenie. De cetățenie. Dacă noi vedem că acolo în Ucraina au ucit cetățeni... Nu, eu îmi cer scuză, dar Igor Dodon, de ce etnie? Etnie de trădători există? Mă scuzați dacă ați înțeles că... Orice cine care este pentru a purta, pentru a manifesta semnele care sunt egale cu crimele, eu consider că toți sunt criminali. Eu o viață întreagă am lucrat și niciodată când mă întrebau de ce pe membrii de partid mai des să-i pune. Fiindcă criminalul, i-am spus că nu are calitate de membru a partidului sau de naționalitate, nu este. Tot așa trebuie să procedăm. Scurt. Oricine săvârșește... Domnul Munteanu, 9 mai, la ce vă așteptați? Cu cât ne apropiem de aceste date, cu atât vor fi testate mai puternic funcțiile și felul în care își exercită atribuțiile organelor de anchetă penală, pentru că ei vor trebui să demonstreze că sunt de partea statului, a democrației și a valorilor pe care le apărăm. Va fi o rușine uriașă dacă Republica Moldova va permite acestor parade să demonstreze că în Republica Moldova prevalează ideile putinismului. Pentru că noi, de partea războiilor, sunt forțele putiniste. Sunt cei care au fost în spatele tragediei de la Bucea, în spatele distrugerilor orașelor, în spatele miilor de civili care au fost uciși în ultimele 64-65 de zile de la începutul acestui război. Deci este o alegere, de fapt, morală. Și probabil că presiunea pe care trebuie să o construim în următoarele săptămâni de zile trebuie nu doar să pun în față decidenții, de exemplu deputații, domnul Vazu Năntoi și colegii săi, dar trebuie să pună elitele culturale, care trebuie să aibă un cuvânt important în descurajarea sprijinirii acestor inițiative putiniste. Și, evident, fiecare dintre noi portăm o anumită responsabilitate în acest proces. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, ne revedem joia viitoare, tot aici, la Jurnal TV. Numai bine! Sunt Vitalie Călugăreanu și vă invit să urmăriți Cabinetul din Umbră și pe canalul nostru de YouTube, Jurnal TV. Acolo o să găsiți un playlist cu toate emisiunile precedente. Abonați-vă ca să fiți la curent cu realitatea. Mulțumim brandurilor comerciale.